Dragi elevi, bună ziua! Bine ați venit la o nouă lecție, și anume istoria românilor și universală. Astăzi vom vorbi despre marele descoperiri geografice și consecințele lor. Astfel, avem un cuprins pe care îl vedeți în imagine, în care astăzi vom studia cauzele marilor descoperiri geografice, etapele descoperirilor geografice și consecințele marilor descoperiri geografice. Începem cu primul punct. Cauzele marilor descoperiri geografice pot fi grupate în câteva categorii, și anume A. Politice. Sfârșitul războiului de 100 de ani. Consolidarea celor două state implicate în război, Anglia și Franța. Cucerirea Constantinopolului de către turci, blocarea legăturilor economice ale europenilor cu Orientul. Încheierea procesului de consolidare statală, în urma căruia a luat naștere state puternice capabile să finanțeze explorările. Altă diviziune este cea economică. Nevoie de metale prețioase, dezvoltarea economică fiind frânată de lipsa de aur și argint. Creșterea prețului la mirodenii, țesături de mătase și pietre prețioase aduse din Orient. Căutarea de noi trasee comerciale către patria mirodenilor, și anume India. Următoarea cauză este cea religioasă. Evanghelizarea, creștinarea populațiilor necreștine. Încă o cauză importantă este cea tehnică. Progrese tehnice în construcția și navigația corăbiilor, perfecționarea cârmei, realizarea caravelei, navă de dimensiune medie, construită să înfrunte valurile oceanului, având partea din spate mai înaltă, ușoară și rapidă. Era prevăzută cu pânze care îi permiteau să folosească atât vântul din spate, cât și cel din lateral. Vedeți aici și o imagine. La fel, din această categorie tehnică mai face parte și utilizarea busolei și astrolabului, instrument circular care permite calcularea latitudinii în funcție de înălțimea astrelor, inventat de arabi și perfecționat la sfârșitul secolului al XIV-lea. Următoarea cauză este cunoștința geografică. În secolul XV a fost repusă în circulație concepția geografului grec Ptolomeu privind sfericitatea pământului. Încolțește astfel în mintea navigatorilor ideea că se poate ajunge în India și în China navigând spre vest. Aici aveți și harta refăcută în secolul al XV-lea. Punctul numărul 2 pentru astăzi este etapele descoperirilor. Prima etapă sunt la portughezi. Henric Navigatorul. El a încercat să găsească o nouă rută comercială spre Orient. Astfel, sunt descoperite insulele Azore și Canare și sunt deschise mai multe puncte comerciale pe coasta vestică a Africii. Henric întemeiază și o școală de navigație. Bartolomeo Diaz a întins în 1488 extremitatea sudică a Africii, numită Capul Bunei Speranțe. Și aici aveți o ilustrație cu navele lui Diaz și însăși Diaz, portretul lui. Vasco da Gama a plecat la 8 iulie 1497 din Portugalia, realizând primul înconjur al Africii, traversând Oceanul Indian și ajunge la Calcuta la 20 mai 1498 și aici descoperă un nou drum spre acest ținut. Aici aveți harta cu traseul lui. Al doilea, vom vorbi despre spanioli. Descoperirea Americii, ce anume Cristofor Columb, foarte cunoscut, a crezut că poate ajunge în India navigând spre vest. Columb a efectuat mai multe călătorii. La 3 august 1492, Columb a părăsit sudul Spaniei cu 3 nave și 90 de oameni. După 43 de zile de navigație spre vest, a ajuns în insulele Antile, convins că a descoperit India. Dar bogățiile mult așteptate nu ies la iveală nici după alte 3 expediții. Aici aveți harta fraților Cristofor și Bartolomeo Columb. A fost harta după care ei s-au ghidat. Aici aveți și caravelele în largul oceanului, caravelele lui Columb. Și trecem la următorul reprezentant, este Amerigo Vespucci, a ajuns în Venezuela în 1501-1502. Este un geograf german.
în 1507 el boteza noul continent America în onoarea lui Vespucci, numit Waldsee Müller. Este un detaliu de pe harta lui Waldsee Müller din 1507, unde se vede scris numele America pentru prima dată. Deci asta este prima hartă unde este scris America pentru prima dată. Și portretul lui Amerigo Vespucci. Am vorbit despre portughezi și spanioli, dar să vorbim și despre înconjurul lumii, unde mai este un reprezentant, Fernando Magellan, care a realizat prima călătorie în jurul Pământului, demonstrând sfericitatea acestuia, în 1519. Escadrila comandată de Magellan, alcătuită din 5 corăbii și 250 de oameni, pornește din Spania și ajunge în 1521 în arhipelagul Filipine, unde, într-o confruntare cu băștinaștii, Magellan este ucis. Sub conducerea secundului său, Sebastian Elcano, Victoria, singura caravelă rămasă, se întoarce în Spania cu doar 18 oameni din cei 250, după ce navigase 85.700 km. Expediția a dovedit sfericitatea Pământului și posibilitatea navigării în jurul lui. Și trecem la ultimul punct din această lecție, și anume consecințele pozitive ale marilor descoperiri geografice. Aici vedeți monede de aur și chiar și aceste descoperiri se împart în câteva categorii. Deci, prima, categoria economică. Oceanul Atlantic devine axa comercială a lumii și comerțul decade în Marea Baltică și în Marea Mediterană. Veneția și Genova pierd monopolul comerțului cu Orientul, impunându-se în noi orașe precum Sevilla, Cadiz, Lisabona. Afluxul de metale prețioase și creșterea prețului la produsele manufacturiere și agricole, dezvoltarea comerțului, manufacturilor și a băncilor a favorizat nașterea capitalismului, deci aici s-a născut capitalismul, au fost aduse plante noi în Europa precum porumbul, cartoful, tomatele, tutunul. Aici aveți o hartă cu marele descoperiri geografice. După cum vedeți, domeniul portughez este pe mijloc cu albastru și domeniul spaniol este și pe dreapta și pe stânga, mai jos de continentul australian și american. Deci linia albastră este cea al domeniului portughez, de care v-am spus eu mai sus, și domeniul spaniol este cu roz. Vă poftesc să analizați această hartă, dar noi mergem mai departe. Astfel, după cele economice sunt și sociale. Consecința socială, creșterea rolului burgheziei, datorită scăderii considerabile a domeniului feudal, pentru a nu pierde privilegiile, nobilimea a acceptat autoritatea monarhului. Consecința politică. Nobilimea și burghezia au sprijinit regalitatea ca factor de stabilitate. În aceste condiții, statul monarhic evoluează spre absolutism. Spania a devenit în secolul al XVI-lea un mare imperiu. Și mai avem o consecință, cea ideologică. Deci aici au sporit consecințele geografice, au apărut cunoștințe noi în multe domenii, spre exemplu botanică, zoologică, medicină, religie și așa mai departe, și rațiunea a început să se anexeze mai mult asupra omului și a existenței sale. Astea au fost consecințe pozitive. Dar să nu uităm că mereu există și consecinții negative. Una dintre ele este împărțirea lumii între marile puteri. O altă consecință negativă este colonizarea și exploatarea noilor teritorii. Moartea a 90% din populație indigenă. Intensificarea comerțului cu sclavi. Și, într-un final, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această lecție și ne vedem la lecția următoare. Thank you.